Atât am de zis, azi avem de-a face cu cea mai nebună criminală în serie care a făcut o avere ucigând copii. O femeie prin 1800 s-a gândit ce business profitabil ar fi să iau acești copii și să nu-i mai hrănesc. Eu sunt Roxana, iar te vizionez Coffee and Crime România. Înainte să începem video-ul ăsta, am câteva lucruri de spus. Unul la mână, este ora 7 seara, așa că bem ceai, iced tea chiar, și nu cafea, pentru că s-ar putea să nu mai dormim 3 zile dacă bem cafea la ora asta. Doi la mână, acest video se filmează la finalul celor 24 de ore de post negru, așadar sunt un pic agitată și mi-este foame. Deci aveți răbdare cu mine astăzi. Trei la mână, povestea asta este una dintre cele mai îngrozitoare povești, pot să spun, și este destul de diferită față de tot ce am făcut până acum. Îmi plac poveștile care sunt diferite, pentru că criminali în serie care merg în dreapta și în stânga și ucid pe toată lumea, cumva sunt peste tot, din păcate, dar această individă din povestea de astăzi ne arată că oamenii pot să fie chiar inventivi. Da, și să știți că în comerț chiar există ceaiuri pentru iced tea, adică care se fac în apă rece și în apă caldă, ceea ce consum eu în momentul ăsta. A, și este posibil ca săptămâna viitoare să nu reușesc să fac un episod, deoarece sunt plecat în vacanță, dar am să fac tot ce pot ca să scot un episod și săptămâna viitoare, dar în caz că nu se întâmplă, îmi cer iertare de acum. Amelia Elizabeth Dyer este nebuna de astăzi, care s-a născut în 1838 și cumva, spre deosebire de generația ei, ea nu s-a născut neapărat într-o familie care o ducea rău financiar. Ea s-a născut la est de Bristol, fiind cea mai mică dintre cei 5 copii a familiei lor. Tatăl ei profesa ca și cizmar, iar despre mama ei nu știam exact ce făcea, posibil să fi fost casnică, mai ales în perioada aceea. Învățând să citească și să scrie, Amelia și-a dezvoltat o dragoste pentru literatură și lectură. Acum, chiar dacă, după cum am spus, ea avea o copilărie destul de privilegiată din punctul de vedere că o duceau destul de bine financiar, aparent un cizmar câștiga bine pe vremea aia, copilăria Amaliei nu a fost neapărat ok, nu a fost neapărat privilegiată din acest punct de vedere, anume că mama ei a suferit de o boală cam pe tot parcursul copilăriei sale, anume tifos, și vă puteți da seama cum chestia asta a îngreunat sau a făcut mai nefericită copilăria ei. În 1848 mama sa moare, dar în această perioadă în care mama ei trăia, se spune că Amelia a fost martoră unor crize violente din partea acesteia datorită bolii pe care o avea. Cred că v-am mai povestit și în video cu Irma Gris că tifosul este practic o boală bacteriană care îți dă foarte mari dureri de cap și tot felul de erupții pe corp. După ce mama ei a murit, Amelia se mută la o mătușă în Bristol și acolo lucrează ca și ucenic sau ca și internship pentru o fabrică de făcut corsete sau pentru un om care avea un business mai mic de făcut corsete. Și asta mi se pare un job așa de tipic pentru perioada aia, adică nu mai auzi pe nimeni ziua de astăzi să spune eu lucrez la o fabrică de corsete. În 1859, tatăl său moare, urmând ca fratele ei cel mai mare, primul bărbat născut din familie, să moștenească afacerea de pantofi a tatălui ei sau a tatălui lor. Amelia nu ține neapărat o relație strânsă cu familia și mai ales după moartea tatălui, ea se îndepărtează destul de tare de frații ei și la doar 24 de ani îl întâlnește pe omul care urmează să fie următorul ei soț sau primul ei soț, pe George Thomas, care avea frumoasă vârstă de 59 de ani. Și pentru că, poate că și în ziua de astăzi, dar mai ales atunci, era foarte dubios ca tu la 24 de ani să te căsătorești cu cineva care are 59 de ani, așa că, în momentul în care ei au mers să se căsătorească, ambii au mințit despre vârsta lor, anume ea a spus că este cu vreo 6 ani mai bătrână, iar el a spus că este cu vreo 11 ani mai tânăr, ca să nu se uite lumea așa urât la ei, probabil, adică nu era ilegal să te căsătorești având o diferență de vârsta ta de mare, dar probabil că mai ales în perioada aceea conta foarte mult ce părere are lumea despre tine. După ce Amelia se căsătorește cu George, urmează ceva cursuri de asistentă medicală și deși am înțeles aparent că era și cred că este și în ziua de astăzi un job destul de greu și nu neapărat era bine plătit, era măcar văzută ca o muncă respectabilă și din nou ne întoarcem la ce am spus mai devreme, că era important cum te vedea lumea, mai ales atunci. Acolo, în timp ce lucra ca și asistentă, o cunoaște pe o tânără numită Ellen, care cumva îi prezintă o oportunitate de business destul de bănoasă. Și din nou revenind că pe vremea aceea era important cum te percepea lumea,
Această afacere avea legătură cu acest lucru. Și tipul de afacere pe care i-o băcase în minte Ellen Amaliei era următoarea. Să ajute femei care aveau copii din afara căsătoriei sau aveau copii și nu erau căsătorite, ceea ce era efectiv groaznic atunci, și să le ia copiii la acasă și să-i crească la ea. Și asta funcționa fie cu un onorariu plătit odată la început, adică mergea și îi dădeau 10 lire poftind copilul, ai grijă de el, ne mai vedem când ne mai vedem, sau îi dădeau o taxă fixă pe săptămână sau pe lună pe care ea o primea cu mare drag și practic în casa ei aducea copii de la femei care nu puteau să-i crească pentru că erau singure și pentru că era foarte rău văzut să ai un copil singur în momentul acela. Amelia făcea niște bani după chestia asta, femeile astea cumva se scăpau de această povară și rușine, din păcate, așa o percepeau ele, și business-ul înflorește. Motivul pentru care business-ul înflorește este că, în perioada aceea, mamelor necăsătorite și femeilor le era foarte greu să obțină un venit, pentru că, în general, bărbatul, soțul, era omul care muncea și întreținea toată familia, așadar, pentru o femeie era destul de greu să se întrețină singură, dar minte să mai întrețină și un copil. Părintele monoparental și faptul că un copil nu știa exact cine este tatăl său erau foarte stigmatizate atunci și, în perioada aceea, exista chiar o lege care, să spunem că îi scutea pe tăticii nelegitimi de a da orice ban familiei, adică mamei, pentru a crește copilul. În ziua de astăzi, probabil că dacă faci un copil cu cineva și ăla nu vrea să-ți dea bani să crești copilul, îi dai în judecată și totul e ok și ajunge să ți se dea un fel de alocație pe lună. Nu știu exact care e treaba, dar știu că există chestia asta. Dar în perioada aceea, dacă făceai un copil care nu avea tătic, care voia să-și asume responsabilitatea, nu prea mai aveai ce să faci, trebuia să scoți bani din propriul tău buzunar pentru a-l crește toată viața lui. Sau până făcea 18 ani. Așadar, acest lucru a dus mai departe ca mămicile astea în nevoie și neajutorate să își dea copilul la case din astea de adopție sau la familii slash femei care doreau să îi îngrijească contra unei sume de bani. Practic asta se întâmplă și în ziua de astăzi cu adopția, care este mai oficială. Nu știu dacă pe vremea aia exista un centru de adopție sau era, legit ca în ziua de astăzi, dar știm cel puțin până acum că se practica. Desigur că taxa era diferită de la caz la caz și aici mă refer la taxa pe care Amelia o lua ca să aibă grijă de un copil. Dacă părinții copilului erau cumva mai înstăriți, mai cunoscuți și nu doreau ca acest lucru să iasă la iveală, atunci taxa putea să crească și la 80 de lire. Dacă familia era mai săracă și nu avea efectiv de unde să scoate atâți bani, atunci taxa era și la 50 de lire și aici mă refer la taxa aceea unică. Dacă veneau femei a căror imoralitate a fost pusă la încercare și de aceea aveau un copil și erau de obicei sărace, așa spune acolo, că în general femeile imorale erau și femei sărace care veneau cu copii și nu puteau să dea bani, așa că lor le cerea pur și simplu 5 lire. Și aici putem să vedem o diferență destul de mare, de la 80 de lire la 5 lire. Acum, dacă facem o simplă deducție, în momentul în care Amelia lua un copil și se dădea orice sumă de bani, ea trebuia, practic, cu acea sumă de bani să crească copilul ăla. Adică dacă ei s-au dus copilul ăla la 2 luni, ea trebuia să-l crească până la 18 ani, că i s-au dat 5 lire, că i s-au dat 80 de lire. Așadar, pentru că ea a intrat în acest business ca să facă bani și nu pentru că îi era milă de săracii ăștia copii, sărmanii ăștia copii, ea s-a gândit cum ar putea să scoată un profit cât mai mare din treaba asta. Acest lucru a dus în cele din urmă la proasta hrănire a copiilor, la înfometarea copiilor, la a nu le cumpăra ce aveau nevoie, haine, doamne ferechiste, pentru școală, deși majoritatea nu cred că au ajuns să meargă la școală. Se cunoaște despre dânsa că adesea când un copil o supăra sau o enerva, sau să spunem că era prea gălăgios, pentru că, din nou, copiii ăștia când ajungeau la ea erau bebei. Nici măcar copii, erau bebei. Și bebeii urlă și țipă și au tot felul de boli sau se îmbolnăvesc în foarte multe moduri, așa că ea, pentru că nu avea de gând să stea să-i asculte pe ăștia mici cum urlă, adeseori îi se da cu opium sau cu alcool ca să adoarmă și să nu mai urle. Lucru care, bineînțeles, că a dus la moartea multora dintre ei. La moartea lor a mai dus și faptul că îi înfomenta ca să scoată un profit cât mai mare. Ați mai auzit voi despre vreo poveste de genul? Pentru că mie mi se pare
ireal ce citesc și ce am citit și ce vă spun, dar uitați că o femeie prin 1800 s-a gândit ce business profitabil ar fi să iau acești copii și să nu-i mai hrănesc. Deoarece acești copii mureau, după cum am spus, în momentul în care, nu știu, erau drogați prea tare sau pur și simplu nu se mai dădea mâncare, ea chema un medic legist, care probabil că era în semicârdășie cu dânsa, ca să cumva facă certificatul de deces al copiilor. Iar medicul acela legist, în general, spunea că ori a fost ceva boală, ori a fost pur și simplu faptul că copilul a refuzat să mănânce. Practic, încerca să nu dea vina absolut deloc pe Amelia și doar să dea acolo, să bage acolo un certificat de deces ca lucrurile să fie legale, în caz că cineva întreabă ceva de acel copil, să existe o dovadă că a murit, nu mai întrebați. Desigur că existau mame care, după câteva luni sau poate chiar câțiva ani, reușeau să-și pună viața pe picioare sau pur și simplu se răzgândeau și își dreau copiii înapoi. Și în acel moment, ele mergeau la Amelia și le spunea, ok, unde este Veronica, am venit să iau înapoi, iar Amelia se făcea că plouă sau că copilul a murit, ceea ce de obicei era adevărat, copilul murea la o scurtă perioadă după ce mămicile astea îl lăsa în grijă Ameliei. Dar aceste mămici, fiind rușinate că au avut un copil din flori, nu puteau să meargă la autorități, le era foarte rușină să meargă la autorități pentru a le spune, mi-am lăsat copilul la Amelia și acum copilul meu nu mai este, a murit. Și mai ales că nu se întâmpla la o mămică, chestia se întâmpla la toate mămicile. Dar, fiind vorba despre perioada despre care este vorba și că avea un copil fără un tătic oficial, era foarte aiurea atunci, ele pur și simplu nu mai spuneau nimica și se resemnau. Între timp, Amelia cu soțul ei George a avut o fică. Dar, din păcate, în 1869, bătrânul George moare. Nu știu să calculez în secunda asta exact câți ani avea, dar știm că este bătrân. Iar Amelia dintr-o dată s-a trezit cu o responsabilitate și mai mare. Acum trebuia să susțină singură familia, aca pe ea și pe fica ei, deoarece soțul ei nu mai era. Așa că ea a început să se gândească cum ar putea să facă acest business și mai profitabil. Pentru că nu era de ajuns cât câștiga deja, a decis în mintea ei că, hei, hai să nu mai iau copiii ăștia și pur și simplu să aștept să moară, hai să le grăbesc moartea ca să nu mai trebuiască să am grijă de ei. Plus că a început să-și facă un pic de reclamă, deoarece, după cum am spus, fica ei, sau nu știu dacă am menționat, fica ei era proaspăt născută în punctul ăsta în care soțul ei moare și ea se gândește, din moment ce încă poate să alăpteze, pentru că își alăpta propriul copil, să pună anunțuri în ziar că ia în adopție copii care încă au nevoie să fie alăptați, contra unei sume de bani și unui pachet de haine pe care părinții biologici ai copilului să-i lase ei pentru a-i fi mai ușor să aibă grijă de copil. Desigur că pentru că business-ul ei s-a schimbat acum și este mai focusat pe profit ca niciodată, parcă are o corporație, în jur. Ea a decis că orice copil vine de acum în casa ei, pur și simplu o să-l ucidă, fie prin strangulare, fie probabil drogat prea mult, ca să nu mai aibă nevoie, ca să nu mai fie nevoită să se implice cu bani și cu timp în creșterea lor și prin creștere ne referim până pur și simplu copilul moare singur de foame. În toți acești ani, Amelia a scăpat neprinsă de poliție. În 1879, un doctor a observat un număr cam crescut de copii care mor în grija ei și a dat-o la poliție, dar aceasta nu a fost pedepsită. I-au fost date doar 6 luni de muncă în folosul comunității pentru a-și ispăși pedeapsa, ceea ce este foarte dubios și nu are sens pentru mine, pentru că dacă poliția te prinde că ai grijă de 20 de copii, iar 20 de copii dintre acei 20 de copii apar morți, justificat sau nejustificat, adică simt că ar trebui să sape mai mult în acel punct. Din acel moment înainte, ea se spune că a fost tot suspectată de poliție, adică deși nu au pedepsit-o atunci, totuși au ținut așa un ochi în direcția ei. Iar coincidența face că de fiecare dată când poliția era pe cale să o salte, aceasta se interna de bunăvoie în principiu la spitalul de nebuni, deoarece avea niște crize din astea nebunești. Avea crize de isterie și pur și simplu se comporta așa semi-crazy, ca poliția pur și simplu să nu o caute sau să nu poată să discute cu ea sau să pară probabil că într-adevăr nu este nicio problemă, femeia este nebună. Continuă, bineînțeles, să ia copiii, să aibă grijă de ei, iar în 1890 ia copilul unei guvernante. Acum, ca să explic mai exact ce înseamnă guvernantă,
este femeia angajată pentru creșterea și educarea în familie a copiilor, mai ales pentru învățarea limbilor străine. Deci, practic, era un fel de dodacă femeia asta și știam ce guvernantă înainte să veniți către mine, doar că este un termen un pic mai complicat decât dodacă, pentru că dădacile din ziua de astăzi nu cred că vă învață copiii neapărat să vorbească o anumită limbă sau alta. Această guvernantă, totuși, nu și-a lăsat copilul acolo și a plecat ani de zile, ci după câteva luni s-a întors. Dar, ghici ce, probabil că vă imaginați, adică copilul era deja mort, iar Amelia încearcă să omită pe femeie, să-i dea al copil, să zică, uite, ăsta e copilul tău. Dar tipa aia a simțit că ceva e dubios și l-a dezbrăcat pe copil pentru că știa ea de când l-a născut că are un anumit semn din naștere undeva și a dezbrăcat copilul și și-a dat seama că acest copil nu are acel semn de naștere. Guvernanta asta nu lasă lucrurile așa și merge la poliție și poliția începe să-i bată mai vizibil la ușă Ameliei. Iar ea nu suportă stresul. Deja lucrurile astea pe care le-au făcut, toți copiii ăștia pe care i-au omorât, faptul că poliția începe să o investigheze devine un pic prea mult pentru ea și acum chiar are o cădere nervoasă și este internată la spital. Iar după ce iese din spital, încearcă să se sinucidă. Dar ca să vă dau un pic de background aici, ea pe parcursul anilor, pe lângă faptul că le dădea copiilor opium și alcool, consuma și ea destul de mult din aceste substanțe, că doar nu le avea acolo numai pentru copii. Și aceasta a avut vreo două sticle de laudaum, care a fost un drog pe care l-a folosit pentru a muri, pentru a încerca să moară, dar am să vă spun exact definiția sau din ce este făcut acest laudanum. Este o structură de opiu ce conține mai multe tipuri de alcaloizi, precum morfina și codeină. A fost utilizat foarte frecvent în trecut pe post de medicament, fiind valorificat pentru efectele antidiareice, analgezice și antitusive. Dar faptul că ea a consumat opiu așa de mult pe parcursul vieții ei, i-a crescut toleranța, așa că nu i-a ieșit această tentativă de sinucidere. Deoarece nu a reușit să moară, aceasta nu a avut încotro decât să se întoarcă la creșterea, în ghilimele mari, creșterea copiilor, pentru că totuși încă avea nevoie de o sursă de venit. Începe să fie totuși un pic mai atentă, dacă putem să spunem așa, și decide că nu o să le mai ceară ajutorul doctorilor pentru a elibera certificate de naștere, deoarece în acest mod, dacă e tot droagă, o să se tot vadă că are nevoie de foarte multe certificate de deces. Așa că decide că o să înceapă să se scape de cadavre, adică să-i îngroape, să-i arunce, să-i iardă, eu știu ce făcea cu ei. Plus că a mai luat o măsură pentru a se asigura că poliția nu o va prinde, anume că începe să se tot mute din oraș în oraș odată la câteva luni, să tot schimbe locația. Pentru că pe vremea aia nu era ca pe vremea asta că te muți de la Oradea, de la Timișoara și oamenii încă poți să dea de tine, atunci nu exista o tehnologie atât de avansată încât mămicile astea, dacă dădeau copilul la Brașov, să știe să meargă să te caute la Sibiu. Din ce am citit despre aceasta, de fiecare dată când se interna la, sau era internat la un azil de nebuni, aceasta se spune că reușea să-și facă viața destul de ușoară acolo. Dar ultima ei internare a fost cumva mai grea și nu înțeleg ce înseamnă asta. Probabil că asistentele au tratat-o mai rău sau probabil că a avut contact direct cu pacienți care poate chiar aveau probleme și să spunem că nu i-a plăcut așa de mult această interacțiune. Așadar, în 1893 a merge pentru ultima oară la un astfel de azil de nebuni, iar după aia decide că nu va mai avea crize niciodată, chiar dacă va trebui să scape de poliție, pentru că este pur și simplu prea greu să fii internat acolo. Și mie din nou nu mi-este foarte clar cum, doar pentru că tu te duci și te internezi la un azil de nebuni, poliția spune, a, ok, atunci nu mergem să mai întrebăm despre moartea copiilor, știi, adică, care-i treaba? Totuși, afacerea ei crește în continuare și își ia o angajată, o fată destul de tânără, la care eu nu cred că i-a spus exact, bă, uite ce facem aici. Dar îi spune, adică nu cred că i-a spus că omoară copii, dar îi spune că au grijă de copii și că ea face tot felul, Amelia, face tot felul de anunțuri de astea în ziar să anunțe că vrea să adopte copii și consideră, Amelia îi spune acestei noi angajate de a ei, îi spune că ar fi mai bine că atunci când vin clienții acasă, să îi spună Ameliei mamă ca să arate un spirit matern și să vadă oamenii că ea are deja copii și că totul este bine. Deși Amelia avea deja o fică, care nu era neapărat foarte implicată în chestia asta, nici nu cred că locuiau împreună în punctul ăla pentru că fiica sa se căsătorise cu ceva tip Arthur, dar Amelia consideră că are nevoie cumva să mai lucreze un pic la zona de marketing. Așa că o duce pe fătuca asta aici și o roagă sau îi impune să-i spună mamă de față cu clienții. Ce drăguț!
În 1896, o femeie pe nume Evelina, la vârsta de doar 25 de ani și cu profesia de barmaniță, a născut o fiică nelegitimă. Așa că Evelina decide că va merge la ziar și va posta un anunț anonim în care se spună că vrea să dea un copil spre adopție și chiar atunci, mergând la ziar, vede în secțiunea, într-o secțiune din ziar, vede anunțul Ameliei, în care Amelia spune că familie iubitoare cu o casă mare sau călduroasă la fermă, căutăm copil pentru a-l adopta. Evelina îi scrie o scrisoare Ameliei în care îi spune despre situația sa. Scrisoare la care Amelia răspunde câteva zile mai târziu și îi spune că ei sunt o familie iubitoare, că își doresc foarte mult să aibă grijă de un copil, că o va costa doar 10 lire și că o așteaptă cu drag să le aducă copilul. Ce nu știa Amelia în punctul acela era că Evelina nu dorea să-și dea copilul de tot. Aceasta avea de gând să-l lase acolo pe o perioadă de câteva luni sau poate maxim de câțiva ani, până când se pună pe picioare și ca mai apoi să meargă să își ia fica. Pentru că pentru Evelina era un pic mult să dea acea taxă la început de 10 lire, încearcă să o convingă pe Amelia să o lase să-i plătească cumva în tranșe, pentru că pur și simplu erau mulți bani pentru ea, dar Amelia insistă, nu, este nevoie de plata aia mare de la început, pentru că nu știu de ce, acum noi știm de ce, dar nu știu exact ce motive i-a băgat Evelinei. La insistențele Ameliei, și pentru că Evelina era cumva prinsă între ciocan și nicovală, acceptă să-i plătească această taxă și merge cu copilul la ferma pe care o indică Amelia. Acolo este cumva surprinsă să vadă pe Amelia mult mai în vârstă decât se aștepta, cumva din mesajul ei, din scrisoarea pe care Amelia o trimisese, în care spunea că suntem familie iubitoare, soț și soție, dorim să adoptăm un copil, se aștepta probabil să găsească un cuplu de tineri căsătoriți care, din X motive, poate nu au reușit să-și facă singur copii, așa că sunt în căutare de a-i crește pe altora, dar, deși avea acest feeling nasol când o vede pe Amelia, decide totuși să-i o lase în grijă pe fica ei. După câteva zile, îi scrie o scrisoare Ameliei în care o întreabă despre cum este fica ei, scrisoare la care Amelia chiar răspunde și spune că fica ei este bine. La această scrisoare răspunde din nou și Evelina și o mai întreabă anumite informații, iar după asta primește simt total și Amelia nu-i mai răspunde niciodată. Am înțeles că doar câteva zile mai târziu, Amelia ia o panglică și o înfășoară de câteva ori în jurul gâtului fetiței și o omoară. Amelia a spus mai târziu: obișnuiam să-i privesc cu banda în jurul gâtului, iar în curând totul urma să se termine pentru ei. Am înțeles de asemenea că nu punea banda și o strângea ca aceștia să moară gen în următoarele 30 de secunde, ci pur și simplu o ținea acolo destul de strânsă, astfel încât lor să le ia câteva ore, poate chiar să moară, adică primea și o anumită satisfacție prin a-i vedea pe sărmanii bebeluși cum se chinuie. Și de aia zic că povestea asta este ceva cum n-am mai văzut până acum, pentru că am văzut, da, să violați femei, să le omorâți, în ordine diferită, poate, am văzut și câțiva pedofili pe canalul ăsta, le-am văzut pe toate. Dar să vedem o femeie care ar trebui să aibă niște instincte materne în ea, care omoară bebeluși, bebeluși. Asta este ceva total nou și sperăm că nu o să mai întâlnim povestea asta. Nu mult timp mai târziu, poliția găsesc cadavrul unui bebeluș pe nume Helen Fry. Și inspectând cadavrul bebelușului, acum trebuie să mărturisesc că nu mi-a fost foarte clar unde poliția a găsit acest cadavru, dar ideea este că undeva pe bebeluș, în hainele bebelușului, ei găsesc un bilet pe care scrie Thomas. Și Thomas era numele de familie a soțului, a răposatului soț a Ameliei, George Thomas. Și poliția reușește cumva să facă legătura cu Amelia, dar cumva pun toate informațiile cap la cap și își dau seama că a merge direct la ea și a-i bate la ușă sau a începe să-i pună întrebări și să o interogheze, o să ducă doar la ea speriându-se și încercând să fugă din nou, pentru că, după cum știm, deja avea tot obiceiul să se mute din când în când ca să nu fie prinsă de poliție. Așa că polițiștii decid să facă un pic de treabă polițească și trimit pe cineva din poliție, o tânără domnișoară de acolo, să contacteze pe Amelia și să-i spună că are și ea un copil care trebuie dat înspre adopție și are nevoie de ajutorul ei. În ziua în care Amelia o aștepta pe această nouă clientă, se trezește în schimb cu polițiști și detectiv în pragul ușii, care au venit să îi inspecteze toată casa pentru a vedea ce dovezi găsesc împotriva ei.
Găsesc mai multe dovezi decât ne-am putea dori și am să le spun acum pe toate. În primul rând, găsesc foarte multe panglici din acelea cu care ea ucidea copiii. În al doilea rând, găsesc foarte multe telegrame, scrisori, corespondență, practic, între ea și clienți în care discutau despre aceste adopții. În al treilea rând, găsesc tot felul de bilete slash chitanțe de la amanet, pentru că după ce copiii mureau, ea mergea să le amaneteze hainele. Și plus, găseam foarte multe scrisori la care Amelia n-a răspuns niciodată, de la mamele copiilor care își exprimau îngrijorarea. Poliția în momentul acela a făcut un calcul scurt și s-a dat seama că doar în ultimele luni, aproximativ 20 de copii au fost puși în grija Ameliei. Așadar, înmulțind cu vreo 20 de ani de când ea făcea treaba asta, au ajuns la concluzia că aproximativ 400 de bebeluși slash copii foarte mici au trecut prin mâna ei și au murit. 400 de copii de bebeluși. Cristoase. Așadar, Amelia este acuzată în primul rând de moartea bebelușului Helen, pe care polițiștii au găsit-o moartă la început și așa au dus-o la Amelia. Au fost suspectați și fiica ei și soțul fiicei sale, pentru că au crezut că aceștia s-ar putea să fi fost complici la toată chestia asta, deoarece le-a fost greu de crezut polițiștilor că de-a lungul ultimilor 20 de ani a făcut treaba asta singură și familia ei și membrii apropiați nu știau despre asta. Arthur a fost interogat, ginerele ei, și acesta a ajutat poliția să afle unde se găsesc încă 6 cadavre. În cele din urmă, totuși, Arthur și soția lui, adică fiica Amaliei, pe nume Mary, by the way, au fost găsiți nevinovați ca și efect al unei scrisori pe care Amelia o scrie, scrisoarea pe care o citesc acum. Și scrisoarea asta cumva o scria către judecător, nu a specificat exact, dar o scria cumva către o persoană din poliție care avea puterea să-i exonoreze sau nu pe Arthur și Mary. Aș mai spun ceva înainte să citesc. Am tradus, bineînțeles, în engleză, în română. În engleză a fost foarte dubios scris, am încercat să-l duc cât de bine s-a putut. Domnule, vă rog să-mi acordați favoarea de a prezenta acest lucru magistraților sâmbătă, că într-o clipă am făcut această declarație pentru că s-ar putea să nu am ocazia și atunci trebuie să-mi ușurez mintea. Știu și simt că zilele mele sunt numărate pe acest pământ, dar simt că este un lucru îngrozitor care atrage oameni nevinovați în necazuri. Știu că va trebui să răspund în fața creatorului meu din rai pentru crimele îngrozitoare pe care le-am comis, dar cum Dumnezeu atotputernicul este judecătorul meu în rai și pe pământ, despre fiica mea Mary și soțul ei Alfred, declară în mod solemn că niciunul dintre ei nu a avut nimic de a face cu asta, nu au știut niciodată că mă gândesc să fac un lucru atât de rău până a fost prea târziu, spun adevărul și nimic mai mult. Sper să fiu iertată eu însumi și numai eu trebuie să stau în fața creatorului meu în rai pentru a da un răspuns pentru toate acestea. Mărturisește mâna mea Amelia Dyer. Avocații au încercat pe timpul procesului să o salveze în ideea în care era nebună pentru că a avut așa de multe internări, dar slavă Domnului, oamenii, jurații, și-au dat seama că e bullshit și și-au dat seama că ea de fiecare dată când era să fie prinsă de poliție, mai avea câte o criză de asta de identitate, așa că nu au exonerat-o. Și ce credeți? A durat aproximativ 4,5 minute ca ei să-și dea verdictul. Care credeți că este? Spânzurătoarea. Și ne bucurăm, da, ne bucurăm. Adică ar fi meritat să sufere într-un fel, dar nu mai merită să respire oxigen pe acest pământ. Pe 10 iunie 1896 ea a fost spânzurată. Acum, dacă știți că înainte să-i omoare, îi întreabă dacă mai e ceva de zis, mai vrei să spui un ultim lucru, ea nu a vrut să spună nimic. Probabil că nu mai avea ce să zică. Și nu știu de ce, dar mi-a dat senzația că se simțea oarecum vinovată pentru ce făcea și cred că de acolo poate consumul de droguri și consumul de alcool și mai ales că în momentul în care poliția a prins-o, nici nu a încercat să zică altceva. Nici nu a încercat să se scoată, să spună că nu e adevărat, pur și simplu a avut grijă ca fiica ei și soțul fiicei sale să nu fie cumva învinovățiți de chestia asta, deși, personal, dacă mă întrebați, eu cred că ei știau cel puțin despre ce e vorba, adică n-ai cum ca maică ta să aibă în ultimii 20 de ani grijă de 400 de copii și tot să moară și tu să nu-ți pui nicio întrebare. Da? Bine. Adică nu e bine, dar asta e povestea. Vă mulțumesc pentru vizionare și spuneți-mi neapărat în comentarii ce părere aveți despre această poveste. Pe mine m-a surprins foarte tare, în mod pozitiv și negativ, în ideea în care, wow,
M-a surprins, ceea ce mă bucură, dar m-a surprins pentru că este teribilă. Nu uitați să-mi lăsați un subscribe, vă rog frumos, mă ajută mult. Și în caz că nu ne vedem săptămâna viitoare, vă doresc 2 săptămâni minunate. În caz că ne vedem, vă doresc 1 săptămână minunată și sper să aveți o seară plăcută în continuare. Vă pup, pa, pa!